Fotbaliștii lui AS Media și-au câștigat ultimul joc oficial din acest an în fața propriilor suporteri. Formația antrenată de Mihai Iang s-a impus cu 1-0 în partida cu CS Universitar din Alba Iulia. Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 14. Atunci medieșenii au recuperat o minge în propria jumătate și au pornit la atac. Cătălin Tineiu l-a deschis foarte bine în adâncime pe Bogdan Rotar, acesta a pătruns în partea stângă și a centrat în careul de 16 metri, de unde Răzvan Trif a trimis mingea cu latul la colțul lung pentru 1-0 și scorul final al partidei. O partidă foarte grea, foarte, foarte dificilă, pe un teren foarte dificil, așa cum am spus și înainte. Aceste meciuri de astfel de terenuri nu ne avantajează. De altfel și aspectul jocului, după aspectul jocului s-a văzut. A doua repriză a scăzut un pic ritmul, a scăzut un pic tonusul și puteam să fim și egal asta, să fim corect. Eu nu mă feresc, mă dau mai rotund decât e cazul. Dar până la urmă vreau să-i felicit din inimă pe băieți, pentru că nu-i ușor. Nu-i ușor să revii după ce s-au întâmplat etapele următoare. Îi felicit, spiritul din nou l-am avut, au fost la el acasă, au fost fantastici. Că ori mai fost și greșeli, ori mai fost și poziționeri greșite, ori mai fost și altele în momentul când totuși ai luat 3 puncte într-o finală. Deci, să ne înțelegem, azi a fost o adevărată finală pentru noi și pentru adversarii noștri. Totul este bine, să termină cu bine. Însă vreau să trag atenția, mai avem o etapă vineri la Cluj. Le-am spus și lor și imediat după încheierea jocului, ne bucurăm până mâine, după care rapid, cu picioarele pe pământ. Acest mesaj îl dau pentru ei, pentru că sunt convins că tot timpul se uită și trebuie să le înțeleagă. În urma rezultatului de la sfârșitul săptămânii trecute, AS Media și-a acumulat 27 de puncte și a urcat pe poziția a doua clasamentului Serie A noua. În etapa următoare, ultima din acest an, medieșenii vor juca în deplasare cu AS Academia de Fotbal Viitorul Cluj. Partida este programată vineri, 1 decembrie, de la ora 14. Ne așteaptă un meci foarte greu la Cluj, pe un teren sintetic impropriu. Săptămâna viitoare temperatura se schimbă, vor fi din nou probleme de acomodare, probleme de circulație a mingii, probleme de joc și un meci care poate încununa toată munca noastră din vară până în acest moment.